Da, avem doi luptători extrem de agresivi în ring, toate premizele pentru o luptă extrem de spectaculoasă. L-am văzut pe Baute cât de bine arată în ring la meciul câștigat în fața românului Cristian Ristea. Pe Andrei Stoica îl cunoaștem deja foarte bine. Da, se tatonează cei doi cu câteva lovituri joase, câteva low kick-uri acolo. Încearcă și o lovitură înaltă, un high kick, Moisés Baute. Da, îi se cere mai multă mișcare, mai multă mobilitate în ring lui Andrei, s-a dezechilibrat acolo spaniolul. Da, fanii își fac datoria, îl susțin și pe Andrei. Tatonează mai mult Moisés Baute în acest început de meci. Low kick, mid kick foarte bun pentru Andrei Stoica, a încasat și el o lovitură de pumn, vine acum cu un high kick. Nu trebuie să ia la cotoare cu Moisés Baute, trebuie să-și facă jocul de distanță și de deplasare Andrei. Acela este plusul său, locul unde este superior lui Moisés Baute. Spaniolul, un luptător destul de static, care lovește puternic, în special la corp. Foarte bine s-a închis spaniolul mai devreme. Lovituri de genunchi din partea lui Moisés Baute, care se aruncă acum în atac. Acuzat Andrei, lovituri joase, trimite și o dreaptă bună, acum un mid kick pentru Andrei. Caută bărbia cu croșeul de dreapta Andrei. Baute reușește să stea acolo într-o distanță bună pentru el. Ceva mai mult de un minut rămas din această primă rundă. O rundă echilibrată, a început mai puternic Baute, însă Andrei a echilibrat după jumătatea primei reprize. De secunde. Din nou caută acest genunchi Moisés Baute și lovește sub centura. Mai acuzat Andrei câteva lovituri în această rundă. Poate vom revedea și la reluare. A fost o lovitură clar sub centură din partea lui Moisés Baute. Da. Da, l-a șters pe un cochilie pe Andrei. L-avertizează arbitrul că este prima oară și nu-l depuntează, însă să nu se mai întâmple. Aceste lovituri pot avea un efect destul de rău asupra celui care le încasează. Se aruncă în atac acum Moisés Baute. Înclinși cei doi. 30 de secunde. Foarte puternic spaniol, am văzut mai devreme cum a rezistat unui asalt al lui Andrei Stoica și mai mult de atât a dat o ripostă pe măsură. Un sportiv ce nu se lasă niciodată dominat, i-a intrat acel cușor de stânga lui Baute. A l-a păcălit cu mitchicul, l-a ficat și apoi a trimis un croșeu direct de stânga, se termină prima rundă. A doua rundă din acest meci, Andrei Stoica a avut probleme în prima repriză cu Moisés Baute. Spaniolul a pus presiune pe el. Să vedem dacă va schimba ceva în planul tactic sportivul nostru. Să nu uităm că este un meci pentru centură. Foarte bună această combinație pentru Andrei. Din nou croșeul de stânga îi șterge căpățâna lui Moisés Baute. Lovitură frontal acolo, spaniolul, parată de Andrei Stoica, serie de brațe pentru Baute. Dar ce croșeu de dreapta a reușit acum Andrei Stoica. Da, și un croșeu de stânga, s-a dezechilibrat acolo spaniolul. Se adună foarte repede acest spaniol, are o bărbie puternică. Două minute rămase din această rundă, s-au încins lucrurile aici în ring, este normal, se bat pentru centura de campion cei doi.
Da, oricine vrea centura mea trebuie distrus, spunea Andrei Stoica în, înaintea acestui meci. Ce frumos a scăpat acel pumn prin garda lui Baute. Stoica nu trebuie să stea la bătaie cu Moisés Baute, trebuie să se miște Andrei. Făptură bună de genunchi, acum răspunde cu un low kick spaniolul, care începe să incomodeze și vine cu aceste lovituri la corp, niște lovituri devastatoare pe care Andrei trebuie să le evite. Caută și el ficatul acolo cu croșeul de stânga. Da, frumos a pus acel croșeu pe, pe ficatul lui Baute. Trebuie să țină brațele sus Andrei. Oh, încasează o dreaptă. Din nou un gol direct de dreapta pentru Moisés Baute. Un boxer care este extrem de ofensiv și puternic și, mai, și o calitate foarte bună pentru el. Reușește să-și mențină ritmul, nu, nu se pierde pe, pe durata meciului. 40 de secunde, Andrei este pus în colț. Încă o repriză grea pentru sportivul nostru. Are și el un crășeu bun la corp. 30 de secunde. Andrei trebuie să aibă o execuție bună pe acest final de meci pentru a echilibra runda, pentru că a fost o rundă bună pentru spaniol. 20 de secunde. Haide Andrei, trebuie să dai drumul la lovituri. Pare mai proaspăt Baute, da, pe finalul Baute continuă să pună presiune pe Andrei, îl trimite în colțul ringului, trimite și o directă de stânga. Da, i-a dat capul pe spate acolo lui Andrei. Vedem relor din a doua repriză, este o rundă decisivă. Bogdan Stoica a pierdut ceva mai devreme, Andrei Stoica trebuie să schimbe ceva pentru a ieși învingător, măcar unul dintre frați să vină învingător acasă. Andrei trebuie să-și păstreze și centura de campion pe care și-a pus-o în joc acest Moisés Baute. Baute este la podea și nu cred că se mai ridică. Ce lovitură a scos Bogdan Andrei Stoica din cutie. Iată-l pe spaniol făcut knockout în ultima repriză. Meci greu pentru campionul român, însă o lovitură îi schimbă destinul lui Andrei Stoica și se duce acasă cu centura. Moisés Baute este la podea. Da, pe atacul lui Baute a reușit cu acel croșeu de stânga să-l trimită la podea. A încercat mai întâi să-l lovească cu dreapta, cred că i-a intrat și acea dreaptă, însă pumnul care a pus capăt meciului este croșeul de stânga. Ce meci greu a avut Andrei și ce deznodământ de mare campion. Se întoarce acasă cu centura, iată și descătușarea leului în ring. Meci greu, două reprize pierdute de Andrei la puncte, însă, așa cum îi stă bine unui mare campion, reușește să întoarcă soarta meciului printr-o lovitură de knockout. Moisés Baute s-a prăvălit. Iată ce frumos, o dreaptă și o stângă pe care nici n-a văzut-o spaniolul. A căzut în fund și apoi în cap. Un croșeu care va rămâne în istorie, un croșeu ce duce centura acasă. Andrei Stoica își sărută pumnii și are de ce. Da, l-a dinamitat pur și simplu pe Moisés Baute cu această lovitură Andrei Stoica. Să sperăm că vom vedea o lovitură asemănătoare și vineri în gala lui Cristian Ciocanu. Românul nostru va lupta cu brazilianul Costa Junior, este un meci care îl poate duce mult mai aproape de o luptă cu Vladimir Klitschko, campionul, multiplu campion mondial la categoria grea. Florian Ceafalău și Sorghiristea, vă mulțumesc!